Iubiți și surori, din toată inima, aș dori împreună cu cei prezenți, în această după-amiază, să zicem binecuvântat să fie Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Amin. Amin. În seara aceasta mi-am amintit cu drag de anii 1980, când eram pus responsabil din Biserica de pe Romulus să aduc rapoarte din Biserica din Fratelia, o dată pe lună. Mă întâlneam cu fratele Filip, cu frații, cu comitetul și dacă aveau probleme, să-i ajutăm în problemele lor ca să le rezolvăm și împreună să mergem spre Canaanul Ceresc. Amin. Îmi amintesc cu drag când un frate cânta la o vioară și s-au rupt. A mai rămas doar cu o singură strună, sau cum să spun, coadă. Dar n-a cedat. A cântat pe una toată cântarea. Glorie Domnului! Asta numai el putea să facă asta. Aveți un dar deosebit de cântare. M-am uitat la tânărul acesta, la băieții aceștia. E ceva deosebit. Fără să se... Parcă ascultă instrumentul cum cântă. E darul vostru. Am încercat și noi românii, dar ne trebuie școli multe ca să ajungem ca voi. Una este darul, alta este școala. Îmi amintesc cu drag în altă împrejurare când eram, când a fost tras la răspundere fratele Filip, băi, trebuie să pui rânduială acolo că ce se întâmplă acolo, prorocii și văzători, trebuie să faci rânduială. Și eu s-a uitat așa ca iar la felul lui. Deci, fraților, voi aveți vase, noi avem poloboace. Tu îmi ceri mie ceva ce nu pot. Și tot s-a încheiat sfatul, fără nicio problemă. Asta nu înseamnă că polovocul e mare ca vasul, vasul e un bățâț. Sau bățâț. Asta când pui murătură, e mult, mai mult, faci la piață business. Dragii mei, să ne apropiem puțin de Cuvântul lui Dumnezeu în seara aceasta, că aceasta este frumos. Toți, români, nemți, francezi, americani, ruși, chinezi, toți am fost în groapa aceasta. Auzi, El s-a plecat spre mine, mi-a ascultat strigătele, m-a scos din groapa pe ire, din fundul mocirii. Nu până la genunchi. Eram până la gât. Abia mai puteam să strig. Doamne, scapă-mă! Un semn! Și de acolo, spunea fratele, o mână dumnezeiască. Era imposibil. S-a coborât cineva. Acolo, în groapa unde eram. Și ne-a apucat de mâini. Ne-a ridicat. Auzi, ne-a scos din groapă. Ne-a pus picioarele pe stâncă. Și acum suntem fericiți. Da, dar nu-i numai atât. Bucuria este mare. M-a scos, m-a pus pe stâncă, acum e gata. Dar mai este un singur cuvânt. Și mi-a întărit pașii. Glorie Domnului. Asta înseamnă că eu trebuie să mă duc pe stâncă. Nu stau la pescuit pe stâncă. Și mă uit la groapa care m-a spus. Eu trebuie să merg. Vedeți, cei mai mulți creștini sunt scos, stau pe stâncă, cred, m-am botezat. Ei, dar nu umblu. Eu întreb, un om care nu umblă, e sănătos? Nu, eu nu. Dar cel ce m-a scos, mi-a întărit pașii. Amin. Nu picioarele, auzi? Pașii. Move.
Înaintează. Ei, înaintarea lasă de dorit, să știți. A fost nu de mult. Sunt probabil câțiva ani. Am avut dorința să văd o biserică de sub locuț. Am auzit că au cor. Dacă voi cântați frumos, și alții cântă, să știți. Și am participat la serviciul lor. Păstorul vorbea, dar vorbea și limba lor și vorbea pentru că avea nevoie pentru între government, între oficialități, ca să poată comunica cu cei care nu pot, nu înțeleg limba lor. Și a spus, va cânta corul. Și s-a ridicat un cor cât frații de aici, partea bărbătească. S-au ridicat și se uita la unul în față. Ăla de-a. Și toți stăteau din mână. Deci un somn nimic. Și am văzut pe fețele lor lacrimi. Eu nu auzeam nimic. Nici o notă, nici o gamă. Dar în ei, în limba lor, dacă voi ați cântat în limba voastră, și ei au cântat în limba lor, auzi fără sunet, fără nimic. Doar dădeau de mână. Și deodată cineva a avut o profeție și toți s-au îndreptat înspre ea. Erau niște semne interesante. Cum spune la noi, așa vorbește Domnul, el a făcut niște semne că așa vorbește Domnul. Și au trecut toți, stăteau și se uitau. Și iar a început un plâns. Și niște sunete ciudate care izvora din inima lor. Broia să spună ceva. Broia să aducă închinarea lor înaintea celui ce vorbea. Am întrebat pe păstor, ce descoperire a fost? Și el a spus, Dumnezeu a vorbit astăzi, în timp ce corul cânta, va veni o zi când gura sunetului bunii voastre va răsuna cerul. Și toți plângea. Căci va veni o zi, iubițelor, până la ziua aceea, haideți să ne întoarcem înapoi. Suntem pe stâncă, dar nu suntem la pescuit. Trebuie să mergem. Prin București, în familie, la alimentare, la servici. Trebuie să știe oamenii din jurul nostru că noi am fost izbăviți. Aleluia. Noi nu mai umblăm în întuneric. Când sunt în întuneric, nu-mi pasă. Că-s murdar pe față, nici eu nu știu că-s murdar. Mai mult ca atât alții. Ei, dar când sunt la lumină, parcă mi-e rușit, acum mă duc să mă duc așa. Și ăsta de mine, Doamne, ce urât arăți. Vedeți ce aduce lumina? Ei, frumusețea de aici, din adunare, asta înseamnă sunt pe stâncă. Dar când ies afară, Dumnezeu mi-a întărit pașii. Haide să umblăm prin București, răspândind frumusețea și mireasma binecuvântată a lui Dumnezeu. Amin. Dumnezeu ne-a iubit pe toți. Și nu mai este deosebire în Hristos. Nu mai este nici iudeu, nici rom, nici român, nici moldovean, nici bănățean. Nu mai este asta. Suntem un singur trup, un singur popor, care răscumpărați de El, într-o zi vom moșteni împărăția lui Dumnezeu. După zi de post, eu n-am venit să vă încerc răbdarea, pentru că am fost de multe ori și noi neîndeleticim cu post. Ne adunăm aproape 300 de frați de două ori pe an și stăm 3 zile în post. Ne adunăm într-un loc, ne rugăm, stăm înaintea Domnului. Alții postesc
alții mănâncă seara ceva, alții nu mănâncă nimic trei zile. Am avut un cumnat, de ce spun că am avut, că Domnul l-a chemat acasă, a fost păstor în Switzerland, dar pe vremea când era în România, am să vă spun ce putere are postul și rugăciunea. Cumnatul lui și-a băgat actele de a pleca pe vremea lui Ceaușescu în Elveția. Era soțul lui. Au primit aprobarea, tot absolut, au predat casa la stat, pe vremea aia se confisca casa, a predat casa, aștepta doar programarea la tren. Deci nu sunt locuri. Și aceea era tot pe dreagul. Ok? Nu sunt locuri. Programarea la tren. Și a așteptat o săptămână, două, și în fiecare zi venea la cumnatul lui, care este cumnatul meu, deci cumnatul lui meu, venea la aici, băi, tu rămâi aici, eu mă duc în Elveția, Doamne. Cumnatul, socrul meu mi-a pregătit casă, tot mobilat, tot, mă duc cu copii, am scăpat. Și eu tot se uita, nu zicea nimic. Într-o zi a venit la serviciu, la șef de gară Timișoara. A venit la serviciu, mi-a luat off o săptămână. De mâine, intru în post, să-l întreb și eu pe Domnul dacă să mă duc sau nu. Dar fără să mănânce seara. Și seara, pentru că locuiam aproape, avea o grădină cu ceva pruni în Timișoara. Și un covoraș din ăsta care e pus la ușe, care se șterge. Și mergea sub un prun la ora 9. Și la ora 5 venea în casă dimineața. Stătea toată noaptea afară. Se rugă. Venea în casă, mai lălăia, cânta, stătea în pat, mai ațipia. Și l-a întrebat dimineața, prima zi, după prima zi de post și prima noapte. Îți a spus Domnul ceva? Nu. Băi, nu trebuie să... Păi, dacă vrei să vrei... Nu, eu vreau să întreb dacă să plec sau nu. A venit a doua zi, a treia zi, s-a repetat. Joi noapte, spre vineri dimineață. Deci ți-a spus? Da, mi-a spus. Ce ți-a spus? Mi-a spus că plec înaintea ta și ce-i pregătit pentru tine e meu. Cum se crezi asta? Tu trebuie vreo 6 luni sau un an de zile până la aprobarea altelor, după aia urmează încă 6 cu dare, ăsta are tot, numai să meargă la tren, cu bagajele făcute. Auzi. Și Domnul îi spune lui ăsta, plece înaintea lui, și tot ce e negativ este un negativ. Așa a râs cumnatul, părăgat cum a râs. Bă, zici, și eu mă cred în Dumnezeu, dar așa prorocie n-are. Sunt martor la ce vă spun și cel care a plecat după el e în Elveția. A plecat înaintea lui, l-a condus la gară. Auzi. Și ce a fost pregătit pentru el? O trebuie să o pus ideea asta. Că a fost primul venit. Pentru că Dumnezeu dă răspuns la post și rugăciune. Dumnezeu lucrează într-un mod minunat. Îmi amintesc un alt caz. Era un băiețel, i-a avut clasa întâia sau a doua. Am avut, noi obișnuim duminica cinei să stăm în post și sfârșim ziua de post cu cina Domnului. Și m-am uitat la un copilaș, copilașul acela. Știi, copiii, câteodată vreau o apă. El a stat așa de liniștit toată ziua. L-am urmărit cu privirea. Și spre finalul zilei am mers și l-am întrebat, ce zici, a fost grea ziua de azi? Te-am văzut că ai stat toată ziua. Și el spune, frate Bălegi, când mai ținem o zi de post ca asta? Am rămas uimit. Un copil de 7 anișori, 8 anișori. Și am întrebat, de ce ai postit?
Și vreau să spun ceva ce tu nu știi. Mama a primit rezultatele de la test și e bolnavă de cancer. Dacă vrei să mai postim o zi, sunt gata. Nu vreau ca mama să plece. Încă o zi. Și a spus Ionuț, nu mai postim o zi. Dumnezeu ți-a ascultat astăzi rugăciunea. Și el a spus, ce se spune la mama acasă? Spune că Domnul Iisus o vindecă. Maria, deci, dar vreau să văd. Vreau să văd. Și a spus, spune să mai meargă să facă încă o dată test. Trăiește și azi în Phoenix, Arizona. Trăiască Domnul. Pentru că Dumnezeu ascultă rugăciunea. Amin. La un copil. Fraților, prin post, eu, bă, să, dacă folosesc să vă ferice, nu se potrivește asta. Dar vă binecuvintez în numele Domnului că ați reușit într-o zi de sabat să stați în casa Domnului să vă rugați. Mărire Domnului. Eu voi încheia, nu voi predica, doar am trecut așa din amintiri, din una în alta, pentru că după o zi de post, stomacul spune altfel, vorbește, strigă, dă alarmă, senzorul este altfel, sunt mame cu copii aici și știu ce e. Ne pregătim să încheiem această zi, nu știu cum voi o încheieți. Noi ne închinăm Domnului cu mulțumire și mulțumim că ne-a ajutat. Dar am să vă mai spun ceva, când am călătorit în India, am fost la un orfelinat. Și directorul orfelinatului erau sute de copii, a nimănui, luați de pe străzi, orfani. Aveam un bărculeț cu zeci de colibri, așa micuți, cum, ca și cum ar fi un washroom, o ușă și o cabină. Dar era cam pentru doi. Și am întrebat, ce se întâmplă, ce cu cabinele astea? Și deci noi aici ne rugăm pentru Europa, toate țările Europei. Zic, aveți și România? Da. Dar cum? Avem câte doi copii orfani, care zilnic se rogă pentru țara aceea. Pe ușă scrie țara. Și a spus, te rog să mă duci să văd România. Când am ajuns la țara mea, am văzut doi copii cu sandalele rupte, cu pantaloni, unul mai scurt, unul mai lung, slăbuți. Copii care se îngrijea alții de mamă, tatălui. Era o frunză de palmier din asta tăiată, puțin orez. Era pus acolo, ei mănâncă cu mâna și era mâncarea lor. I-am întâlnit pe cei doi înăuntru. M-am gândit atunci, sunt sute mii de frați în România, dar niciunul de noi n-am știut că doi copii orfani se rogă pentru țara aceasta, la minima ele, fără să ne fi văzut niciodată, fără să înțeleagă ce e România, ce e țara aceea. Avea în fiecare zi câte un ceas. Stăteau acolo la rugăciune, rugându-se în limba lor pentru România. I-am îmbrățișat, i-am strâns la piept și a spus, de cât m-a scăpat Dumnezeu. Noi ne rugăm unii pentru alții, dar poate a fost un moment când nimeni nu s-a rugat,
doar cei doi copii. Doamne, binecuvintează România. Amin. Și acolo am intrat și eu, ați intrat și voi. Și când ești singuratic, când crezi că nu mai ai pe nimeni, Dumnezeu are. Are cei doi copii care se roagă pentru România. Mă rog Dumnezeu să vă asculte rugăciunea voastră, să primească închinarea, jertfa voastră și să nu uitați, nu rămâneți pe stâncă. Ce Dumnezeu care ne-a scos, vrea să mergem, să lăudăm numele Lui, așa cum cântați în adunare, să cântați și pe stradă. Dar asta nu înseamnă să vedem, nu, cu fata, cu trăirea, frumos, și să spună omul, Domnul care se va întâlni cu tine, de unde ai venit, cine ești? A fost odată și cineva într-o împrejurare diferită, când am transmis mesajul celui de pe stradă al Doamnei care era, i-au spus, m-a prins de mână și m-a pipăit. Și-a spus, eu are iubă. Credea că e un înger. Avea garul în poșetă. Avea scrisoarea de rămas bun. Și-a spus, Domnul, spune-i o vorbă bună. Și-a spus, Doamne, Doamne, ce frumos i-a făcut. Și-a spus, da, așa serios. Și îi spune încă o dată, așa e frumos afară. Și-a spus, Doamne, ce vrei de la mine? Vreau să spun că e frumos afară. Dar ceea ce a creat ziua aceasta frumoasă e mai frumos. Și poate să-ți dea viață. Viața mea s-a terminat. Nu, abia acum încep. Aleluia. Abia acum încep. Și am început să vorbim. Și deodată ea pune mâna. Și mă pipă. Și eu am iubit. Cum ne-ai știut să vii? Și-mi deschide poșeta. Asta e scrisoarea de rămas bun. Aici de anul, mă duc acolo. Eu sunt în drum spre locul care se bungeanu și dorm un cartuș și am terminat viața. Vreau să vă spun că am venit la adunare. Problema ei a fost rezolvată. Dar trebuie să mergi. E frumosul acela. De vedea așa de mulți oameni triști. Mi-a plăcut. N-am fost de 13 ani în România, dar în București de mai mulți ani. Știți ce ne-a plăcut acum la voi? La noi nu este asta. Doar așa în locuri speciale. Stau pe bancă, am văzut bătrânei simpatici, povestesc, poate că de fotbal, nu știu ce, cu un ziar în mână. Am văzut niște doamne elegante și când merg la alimentar, sunt îmbrăcate frumos. Dar am citit pe fețele multora o tristețe. Toți sunt la telefoane. Imediat. Și este tristețea aceea care nu o cunoaște nimeni. Ei, pe stradă, întreabă, zi-ne bună ziua, să rămâne, dar mai pune ceva o vorbă. Mai agază, ca la pescuit. Aruncă unde s-a. Câteodată trebuie să-l prinzi de spinare pe perete. Altă dată am făcut el mobiană. Am făcut o promisiune că nu va trece nici o zi pentru o perioadă de timp să spun cel puțin la unul despre Dumnezeu în fiecare zi. Și odată am venit la serviciu, obosit, am făcut șaur, m-am spălat și mă pregăteam de culcare. Și am fost amit, azi n-am spus la nimeni. M-am îmbrăcat repede, general zicea, unde pleci? Azi n-am spus la nimeni, mă duc. Era întuneric deja, numai la noi nu este, toți sunt cu mașinile pe stradă, nu găsești. Am mers la Ghesteșin. Și la Ghesteșin, n-am băpălat, îl știam. Lui ăla i-a spus de multe ori. Aștept unul nou, care nu i-a spus niciodată. Și-a văzut o domnișoară, s-a plătit, a venit, a plătit, a luat ceva și mergea la mașină la pompă. Și mă și Domnul spune, du-te după ea. Și-a mers. Zic, nu vă supărați. Vreau să vorbesc ceva cu dumneavoastră. Dar de la ușă, de la Ghesteșin, până la pompă,
Domnul spune, ea este foarte amărâtă. Sufletul ei este foarte trist. Dar pot să o salvez. Auzi, pot să o salvez. Și mătușii spun, și da, ce doriți? Ăla de la Găsire se uita pe ceam, ce e cu mine, că mă știa. Ce bălăi de aia. Și zice, Dumnezeu căruia îi slujesc, mi-a spus că ești foarte amărâtă. Și-a spus că poate să te ajute. Și a spus, ce Dumnezeu? Dumnezeu căruia îi slujesc. Tu ești foarte amărâtă și El poate să te ajute. Și auzi ce spune fata asta. A început să plângă. Atunci am înțeles de ce am întârziat în ziua aceea. Sunt singura fată la părinți. Sunt ultimul an la facultate. Am sida. Părinții mei nu știu. Și am hotărât să mă sinucid. Ca părinții mei să nu mai știu niciodată de mine. Mi-e rușine de părinții mei și de ce am făcut. Asta e problema. Și a spus Dumnezeu, poate să te scape. Te ajut. Am cunoștință la un spital, la medicamente. Hai să facem ceva. Și am zis, nu se poate. Ba se poate. Am avut 3 întâlniri după întâlnirea aceea. Tot am încercat să cancelez, să amân sentința. I-a spus, vorbesc cu părinții. Nu. Hai să vorbim, să facem ceva. Și vreau, nu știu ce s-a întâmplat în final. Nu știu. Dar știu un singur lucru. Dumnezeu care mi-a spus, du-te, El desăvârșește lucrarea. În seara aceasta, mă rog Dumnezeu să binecuvinteze biserica aceasta. Pe cei care au stat astăzi în post, vreau să vă spun că Dumnezeu ascultă rugăciunea și Dumnezeu va da răspuns. Dacă nu dă noaptea aceasta, va da mâine. El nu tace, nu dormitează. El este veșnic. Și va veni în ajutorul nostru. Într-un moment când nici nu te gândești. De aceea doresc de toată inima Dumnezeu să fie cu voi ori de câte ori. Vă veți încăna Domnului cu post. Nu e, să știți tot, mai puțin se face asta. O apărut postul ăsta. Apropo, nu sunt păcate țigănești, nici românești, nici germani, nici chinezești. Minciuna e minciuna. Și în românește, și în americanește, și cum vrei să o spui. Ok? Păcatul e păcat. Ok? Deci nu avem nicio scuză, frate și sorori. Dar mă bucur că după nașterea din nou nu mai este naționalități. Ne-am născut din nou, suntem alți oameni și slujim Domnul Iisus și Domnul ne iubește pe toți și dorim ca Domnul, ultimul care este aici în adunare, să nu rămână jos. Și toți împreună. Și tu care ai cântat așa frumos. Să ai grijă că Domnul te iubește. Amin. Cum iubești tu clarinetul, Domnul te iubește pe tine. Aleluia. Și zice, băi, într-o zi lași clarinetul ăla și tu pleci. Că am un alt instrument pentru tine. Dar pentru aceasta trebuie să fii credincios. Stai bine. Domnul să fie cu voi și cu noi și în ziua veșnicii să ne vedem în Împărăția Domnului. Amin. Amin.